Salut, băieți și fete, bine v-am găsit la o nouă reacție la Sirenele. Episodul 6. N-am făcut de mult o reacție, de foarte mult timp de... Așa că apăsați butonul de like. Distrugeți butonul de like. Terminați butonul de like acolo. Că n-am făcut de ceva timp o reacție. O să mai fac și la Gabifon, o să mă duc pe telefon. Da. Că am făcut numai Gabi computer. Până acum, computer. Până acum, așa că... Da. Hai să începem reacția. Din episodul anterior, Filmezi filme, despre da? ce proiectul? Despre sirene. Despre sirene? Și cu cine mai faci proiectul ăsta? Cu Lena și Milena. Nu-i mai lua apărarea. Bunicul lui deja prinsese două sirene la vârsta lui. Hai să terminăm odată pentru totdeauna treaba asta. Nu găsesc nimic. Lena! Laptopul! Cine? E tare. Ce sună tu? Nu contează, am niște treabă. Bună întrebare. Hai să întrebam și eu. Ce simbol? L-ai găsit? Am pierdut semnalul. Un nou eșec. Bunicul tău ar fi dezamăgit de tine. Bunicul? Trăiește? E ceva legat de un ordin. Ordin. Ordinul vânătorilor de sirene? No, minute. Ok. Ok, intro. Sirenele, episodul 6. Puterile magice. Bun. Scrie aici despre un ordin. Ordinul vânătorilor de sirene? Mi-e frică. Și când am găsit asta, am văzut simbolul ăsta foarte ciudat. Ia să vedem ce scrie. Gerachia Asanter. Și acolo e simbolul. Latină. Cred că e latină. Chiva. Filmez, dar vezi cum e bine, da? Da. Film ăsta. Cred că e latină. Oricare ar fi limba asta, oricum, cred. E foarte veche. Scrie aici că pot fi distruse medalioanele doar dacă sunt toate 5. Ce? Sunt 5 medalioane? Mai sunt încă două sirene în afară de noi? Nu e Wow. posibil. Trebuie să avem mare grijă. Și trebuie să aflăm mai multe despre asta. De acord. Da. Te așteptam. Nu mai fac nimic până nu spuneți cine a fost bunicul. Îi spunem? Bunicul tău a fost unul dintre cei mai buni vânători de sirene. Cel mai mare regret al său a fost când i-a scăpat printre degete ultimele sirene apărute până acum. Noi credem că sunt ele. Au reapărut. Dar nici urmă de bunicul tău. Uite, el este bunicul tău. Ce? Părinții. Singura poză pe care am cu bunicul la noi acasă. Doar că nu mi-amintesc de acest oraș. Te-am spus deja prea multe. Că ne-ai adus aici la piscina unchiului tău. Da, chiar aveam nevoie să ne relaxăm după atâta agitație. Câteodată, o pauză bine meritată nu strică.
E nevoie ca să poți să continui treaba mai departe. Dar de multe ori picăm în plasă și stăm mai mult decât trebuie să ne relaxăm, uitând câte putem să facem și cât de prețios este timpul. Bine. Da, și aici chiar că nu e nimeni. Păi hai să mergem. Că nu e nimeni. Și acum apar cineva. Nu-i așa? Că mereu se întâmplă ceva când spui ceva. Că n-are cum. De unde au mingea asta? E troll. Cu codile, coadele, cozile în apă. Că troll. Verișorul meu. Țile nu fac nimica. YouTube Premium are videoclipuri fără anunțuri. YouTube Premium. Mersi YouTube, nu o să mai descarc niciodată YouTube Premium. Bună, fetelor. Fiți atente de ce v-am sunat. Selena m-a întrebat despre sirene. Pentru un proiect la școală. Cum? Deja sirene? Sunt încă prea mici să fie sirene. Exact. Au doar 16 ani. Noi la 20 ne-am transformat. Stai puțin. Interesant. Ce? Mamele noastre sunt sirene? Mă rog, eu, Selena, nu știu încă asta. Deci să păstrăm secret. Nu știe, dar ne spune. Ce? De unde până unde sunt ele sirene? Nu știe, dar ne spune, adică e distractiv, adică e grozav mult, da? Comedie de aur. Eu când spun că e comedie, la un alt nivel, e comedie la un alt nivel, adică... Sau au fost sirene. Totul are sens. Sau au fost. Sau e totul mai încurcat. Hai să aflăm. Sau ambele. De unde poți fi sigură că sunt sirene? Sincer, și eu am observat un comportament diferit la Lena. De când cu petrecerea la piscină. Pe Selena sigur o frământa asta. I-am citit gândurile. Ok, oh. Nu le spunem nimic încă până nu suntem sigure de asta. O să încerc să fiu atentă la ce gândește Selena. Poate aflu mai multe. Și eu o să încerc să-mi folosesc chiar puterea. Mă bucur că am rămas încă cu puterile, deși am renunțat la medalioane acum mult timp. Am fost nevoită să-i pun medalionul Lenei în cadă ca să-l găsesc mai ușor. În cadă? Să le avertizăm despre ordin. Știu, Deza, nu mai e problema. De ce nu poți să-ți duci misiunea până la capăt? Eram foarte aproape. Nu e vina mea că s-a transformat înapoi în oameni. Crezi că v-ar trebui un detector mai bun? Nu detectorul e de vină, ci tu. S-au transformat din nou. Sunt chiar pe radarul nostru. Acum este șansa ta. Știu locul ăsta. Este piscina unchiului meu. Păi și ce mai aștepți? Pleacă acum. Păi da, ce mai stă? Hei, ți-ai comandat deja noua colecție Back to School? Dacă nu, intră acum pe site-ul meu www.andragogan.ro și fii primul din clasa ta care are mască, tricou, caiet și ghiozdan marca Andragogan. Intră în apa mării și nu te teme, ai... Sunt pe multe culori și diferite modele. Avem și caiete cu serialul Sirenele. Comanda acum și primești un cadou din partea mea. Stocul este limitat! Bună muzică. Fetelor, nu știu cum să vă spun, dar am impresia că mama știe ce gândesc. Cum e posibil? Poate de unde mai știe. Poate e doar o chestie a mamelor. Poate. Dar când eram mică mereu a evitat să-mi citească povești cu sirene și îmi doream așa de mult. Mami, îmi citești mie din cartea asta mica sirena? Nu, Selena. Știi că sirenele nu sunt adevărate. Hai să-ți citesc Pinocchio. Dar nici Pinocchio nu este adevărat. Vei înțelege tu când vei fi mai mare. Nu știu ce să mai cred. Fetelor, wow. Credeți că mamele noastre au o legătură cu asta? Nu contează. S-ar putea. Acum avem o problemă mult mai mare. Ordinul. Da. O problemă foarte mare. Ce frumos a fost astăzi la piscină. Poate că sare el, parcur. A început ploaia. Tot nu vine să cred că ele pot să le dea jos. Adică unde e mai distracție? Adică nu are niciun, aproape niciun sens serialul.
ar fi fost interesant dacă erau blocate, adică închise, adică să nu poate să le dea jos, să fie un blestem ceva. Ar fi fost interesant dacă era un blestem ceva, să nu poate să mai dea jos ceva magie, eu știu. Ar fi fost mult mai interesant, dar merge și asta. Asta e mai comedie, asta e mai comic, adică, da. Cred că în fiecare episod râd cu poftă, nu alta. Gata, l-ai luat. În episodul de data viitoare. Nu ai mai reacționat niciodată așa. Ce este cu tine? Fetelor, medalioanele erau chiar aici. Ia? Da? Unde ar fi dispărut? Bună întrebare. Apasă pe like și pe clopoțel ca să fii primul care vede următorul.